Pregătit pentru victorie? Sigur, sigur că da. Sigur că ne așteaptă un meci greu cu echipa bună. Și dacă sunt în formă, să zici, mai slabă, noi trebuie să profităm de asta, să mergem acolo, să fim serios și să încercăm să câștigăm toate trei punctele. Faptul că au 5 înfrângeri consecutive îi motivează mai mult? Sigur că da, ei doresc să facă puncte, dar depinde de noi. Noi trebuie să fim buni, să, cum am spus, să ieșim pe teren, să dăm maxim și gândim doar la noi și la trei puncte. Care e atmosfera la echipă? Atmosfera, să spun, bună. Ne pregătim bine fiecare zi și după asta, ultime două meciuri, sigur că e și mai bună. Am câștigat 4 puncte în 2 meciuri și trebuie să gândim spre în fața și să facem puncte și mai mult. Ești trist că nu ți s-a acordat gol cu FCSB? Arbitru l-a trecut pe Crista, autogol. Nici eu nu am înțeles. Din centrare lui Ante am atins eu prima oară mingea și după, nu știu, nu, în momentul ăla am crezut că am intrat de la mine mingea. Dar nu contează, un punct e doar. Puțin trist că nu e gol meu, dar mergem mai departe. Nu ai procedat precum Ronaldo, dacă l-ai văzut la Mondial, a alergat după arbitru să-i spună eu am atins-o, deși... Nu. Capitan, am văzut și reluare și am văzut că am atins eu mingea, dar asta e decizia. Nu știu cine a spus așa, dar mergem mai departe să încercăm să dăm la meciul următor. Mai sunt 4 etape până la finalul campionatului regulat. Ar fi mulțumitor locul 3, podiumul pentru voi? Noi trebuie să gândim pentru puncte și dacă câștigăm sigur puncte să fim și mai sus în clasament, pentru că avem o echipă bună, un lot bun și sigur că să fim cel mai mult sus și ne batem la campionat dacă se poate. Nu lupta pentru titlu, câte echipe sunt? Pe cine vezi cum? Eu văd sezonul ăsta echipe mai multe, să bat pe titlu, asta și Farul și sigur CFR Steaua, Rapid, noi normal și să fie un sezon interesant. A șasea echipă care ți-o dorești în play-off? Scuze, nu am înțeles. A șasea echipă care să fie în play-off? Sepsi, Petrolul, FCU? Și dacă avem, să spun așa, scor mai slab cu Sepsi, eu doresc să intru ei în play-off. Elvin, de unde puterea asta să revii de fiecare dată după accidentări? Mai ales grav. Da, am trecut din nou o perioadă foarte grea, să spun așa, dar nu știu, puterea din toți, din prima oară de familie, din echipa, din stafful, din suporter normal și așa am crezut. Normal și în mine am crezut și e bine că am întors fiecare dată. Da, te vedeam în spital, dar de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Alții, poate era final de carieră pentru alții. Nu am gândit așa, dar am gândit să revin fiecare dată și am reușit și sper să fie asta ultima dată când am fost fără. De o săptămână dai interviuri în limba română, de 5 ani de zile de când ai venit în România, nimeni nu știa că vorbești atât de bine. Am învățat. Ai vrut să te pregătești, nu? Da. Am învățat. A fost foarte greu, dar am învățat. Ai urmărit meciurile din Champions League? A fost un meci care te-a impresionat? Sigur, meci cu Liverpool și Real Madrid. A fost un meci foarte bun, cu două echipe extraordinare, dar Real are experiență și a meritat câștigat. Echipa ta favorită? E Barcelona, dar e... Da. Mulțumim! Mersi!